și la două meciuri amânate, deci dacă meciul se amână o dată, se mai amână încă o dată, a treia oară nu mai joci pe teren propriu, inclusiv condițiile de climă nu mai sunt luate în calcul. Deci ăsta înseamnă, bă, fotbal profesionist, da? Nu poți să cauți scuze nimic. Da? Ninge de 3 ori mai tare decât este normal și meciul se joacă pe terenul celuilalt, da? Sau se delocalizează acolo unde sunt condiții de climă. Aici iar aduc discuția La noi nu se face nimic, bine spre zi ligă, niciodată. Radu, nu spre cluburi. Spre ligă, sigur. Da? Lucruri de genul ăsta fac să avanseze fotbalul. Nu poți să vii cu scuze de astea de 2 lei. Da? A, păi da, n-am avut, știți, a plouat. E treaba ta. Tu trebuie să te ocupi ca și club profesionist să eviți asta, nu? Păi și ce? Tu poți să spui în casa asta? A, păi știi, mi-a curs din țeava respectivă, păi sunt inundat. Păi și nu-i grija ta? Așa și acolo, pe ești club profesionist, nu e grija ta gazonul. Chiar dacă, atenție, dădeam exemplu Franții, dar sigur că și în Anglia este la fel. Tu nu ești proprietar de stadion în Franța. Nu-i nimic. Ești responsabil vis-a-vis de ligă, de stadionul pe care îl păstorești. Tu îl închiriezi stadionul, plătești chirie enormă în funcție de gestiunea pe care fiecare și-o face, dar ești responsabil pentru el, că Liga Profesionistă de Fotbal nu poate să tragă la răspundere primăria. Și atunci te trage la răspundere pe tine, e problema ta. Tu trebuie cu ăia să te organizezi, să plătești în plus, că ăia să-ți asigure condiții impecabile. Păi, sunt dane în Franța echipe care au schimbat până acum de 6 ori gazonul în turul campionatului. Da? Este problema, răspunderea clubului, pentru că dacă n-ai gazon de calitate, te taie ăia, bă. Da? Și nu-ți mai dau bani din drepturile TV, ci să-i retrag bani de acolo. Deci este la fel de prost ca și atunci când suporterii fac scandal în tribune. Nu mai e nicio diferență. Și am mai explicat de ce. Una dintre clauze este confortul telespectatorului. Da? Una dintre probleme. Da? Una din primele 5, nu una din primele 100. Este confortul telespectatorului. Acesta nu poate să fie umilit în fața televizorului când încă o dată el ține fotbalul. Nu spectatorul care merge la meci. Ăla nu ține fotbalul la același nivel cu telespectatorul. Telespectatorul este regele fotbalului. Da? Drepturile de televizare nu includ pe cei care se duc la meci, ci pe cei care se uită din fotoliu la el. Ăia sunt protejați. Da? N-are voie să fie umilit telespectatorul. Și că degeaba îmi spui mie că noi nu putem juca, bă, în luna ianuarie, păi fix problema voastră. Trebuie să jucați pe orice suprafață. Trebuie să ai mochetă stadionul. Da? Te privește, bă, care-s condițiile. Trebuie să fie mochetă. Adică tu ești un club profesionist, nu poți să pui ceva peste terenul ăla. Că în condițiile în care ai meci în ziua respectivă, sigur că dacă viscolește și dacă băltește, a plouat 15 zile la rând, nu-i vina ta. Da? Da, nu știu dacă sunt condiții de genul ăsta. La noi plouă o zi, plouă 2 zile. Și tu zici, apoi era desfundat, n-am avut. A, e? Asta spun, sunt niște mize. De asta și ziceam la început. Este un campionat preistoric. N-are nicio legătură. Sau dacă vreți, din Evul Mediu. A. Nivelul de profesionalism aici este redus la zero. N-are nicio legătură. Da, cam asta e situația la noi. Da, mergem înainte, poate mergem și la TAS până la urmă, că mai înainte La de noi la TAS se joacă totul. campionat, exact, mai departe de finalul campionatului, la noi există întotdeauna TAS-ul. Da, nu știu, cu ce să te duci, cu gazonul la TAS? Nu, se vor găsi, stai liniște, că întotdeauna apare câte ceva. E absolut imposibil, te pun pariu cu tine în momentul ăsta, că până la finalul sezonului o echipă cel puțin Da, se va nu, sunt găsi. absolut de Dar nu zic, acord, hai da? să zic două cel puțin, că Asta cu obicei... terenul ar fi și mai tare, Da, să te stai duci cu condițiile astea. să nu uităm cu instalația de nocturnă, problema pe care au avut-o, nu mai știu ce, la Brașov, Sepsi, da, când li s-a stins De nocturna. 2 ori sau de nu știu, da, Iar... exact. Astea sunt problemele fotbalului românesc, dar problemele sunt reale. Nu trebuie să, cum să zic, să le facem să pară dispărute. Nu, problemele sunt reale. Trebuie să le rezolvăm pe astea, dar cine le rezolvă? Nu, știi cum este la noi leitmotivul? Nu putem să intervenim așa cum ar fi cazul, pentru că atunci n-ar mai juca nimeni în Liga 1. Păi da, Asta e asta zic. prima idee. Asta, Bun. deci, Dar eu la asta aș pune un amendament. Dom'le, dă-le un termen. Sunt de acord că dacă ar intra regulile din DNSJ-ul francez, niciuna dintre echipe nu s-ar califica, cred că nici măcar pentru Liga 2. Ok, dar atunci, dă-le un termen, ok, spune-le așa, bă, vă lăsăm acum, că așa fac și ăia. Dar veniți în 6 luni, la noi nu 6 luni, veniți într-un an, mă. Deci dacă într-un an de zile nu este nicio ameliorare, da, nu s-a făcut niciun progres, vă trimitem în eșalonul 2 sau 3, da?
Nu crezi că e destul să... Uite, instalați-ne într-un, uite terenul. Hai, bă, să vedem cum arată peste un an. Ei sunt tot în situația aia? Păi da, atunci, să puțin, iată-mă, nu e fotbal profesionist. I-ai dat un termen suficient, un sezon întreg unui club, nu reușește să facă față, atunci să coboare un eșelon. Poate ori fi unii în Liga a doua, da? Hermannstadt, Călărașul, Chindia, cine ori mai fi pe acolo, da? Care ori întreține mai bine lucrurile astea. Astea sunt chestiuni esențiale. Nu poți să joci fără ele fotbal profesionist. Trebuie să fii ca și cum ai datoriile la utilități. Toată nu le plătești un an de zile, păi nu mai beneficiezi de ele. Atenție! Deci, încă o dată, pentru cei care conduc liga, așa să facem un fotbal, așa se preconizează, așa se anticipează. Dă-le un termen când îi chem la începutul sezonului, bă, anomaliile astea nu mai pot continua. Noi la asta ne așteptam după încheierea epocii mitică Dragomir. Să vină unul și care să performeze, care să prospecteze, care să amelioreze fotbalul. Dă-i-mă un termen rezonabil, nu zice nimeni până mâine. Dă-i un termen de un an, dă-i un termen de un an jumate. Dar la sfârșitul termenului ăla, dacă nu reușește să intre în niște detalii profesioniste, la revedere, bă. Da, din păcate nu sunt reglementate și oarecum pare un pic forțată discuția asta cu introducerea arbitrajului video și așa mai departe. Probabil și tehnologia de linia porții va veni o dată cu el, două lucruri total diferite, dar mie mi se pare că în condițiile în care lucrurile stau așa, din punct de vedere al gazonului, din punct de vedere al salariilor neplătite, din punct de vedere al condițiilor de pregătire, pentru că nu există academii de copii și juniori și așa mai departe, degeaba venim noi cu arbitraj video. E adevărat, ăla și are rostului, nu tăgăduim absolut deloc. Și am văzut la Barcelona, din nou, gol anulat, mingea intrată jumătate de metru în poartă, șutează Suarez, Rabona dă pe la spate așa frumos, intră mingea în poartă jumătate de metru, o scoate portarul și iarăși nu se acordă gol. A doua oară, iată, în câteva săptămâni. Da. Da? E nevoie de astfel de lucruri, dar mai multă nevoie de infrastructură. Cum să-ți vină ție oameni importanți, da, să-ți vină fotbaliști buni pentru campionatul nostru, antrenori buni și așa mai departe, când tu nu ai infrastructura să construiești. Dar orice om care ar fi binevoitor, care ar dori să facă treabă, ar veni, ar vedea ce găsește aici și normal ar pleca, pentru că ar spune, domnule, n-am ce să fac, puneți-vă la punct chestiile astea și apoi mă chemați, nu? Bun, crezi că nu e de responsabilitatea ligii să caute, să facă așa ceva, să găsească oameni care să investească, dacă nu să se predea, să lase pe alții să vină, poate că alții au alte idei, poate că au alte relații. Ar trebui schimbat, pentru că eu tot am insistat pe chestia asta. Acum e portița aia cu 5% din banii de la primării. Nu știu exact cum funcționează legal, dacă funcționează în vreo fel și așa mai departe. Dar s-a văzut că a existat posibilitatea să construiască stadioane. Da? Și s-au construit stadioane importante și foarte bine că s-a întâmplat așa. Am văzut ce s-a întâmplat la Craiova, 30.000 de oameni în tribune la meciul cu Craiova, cu CFR. Da. Da? Bun, era un meci important. Hai sigur. Să continuăm pe linia asta, hai să facem și celelalte lucruri, pentru că nu se poate doar atât. Trebuie să impui un procent din drepturile de televizare să meargă la, în direcția în care să se rezolve lucrurile astea. Da, noi la asta cu televizarea nu stăm rău. Da, le e frică, să aici. De n-au ce? De ce să se plângă. Pentru că le sar oamenii în cap de la cluburi. Dacă cer da, ce noi aici stăm mult mai bine decât am fi meritat, că tot am atins subiectul. Sunt televiziuni, meciurile sunt televizate de trei canale deocamdată, chiar dacă unul dintre ele, canalele Lux, sunt deja moarte, dar oricum sunt doi difuzori gigantici și stai să vedem care dacă oferă nu cumva, meciurile astea. Dacă nu cumva o să apară și la noi, cum e probabil că va apărea cât de curând afară, o companie de asta online, care să vină să achiziționeze drepturile. Sigur, deci poți să scoți bani, asta vreau să spun. Banii oricum sunt mai mulți decât merita fotbalul românesc. Deci, pe deosebire de alte campionate din zona asta europeană, noi nu stăm rău. Așa cum nu stăm rău în telecomunicații, în general cu infrastructura asta mobilă, suntem peste Franța în anumite categorii, de exemplu de internet. Francezii, ai văzut acum, subvenționează statul câteva miliarde de euro ca să introducă internetul de debit cel mai înalt, adică de cea mai înaltă viteză, în ultimul cătun național. Este o investiție a statului. Statul va asigura, practic, operatorii că vor exista toate condițiile. Ei, deocamdată, nu sunt la nivelul României, luând, sigur, suprafața, adică comprimând un pic, că noi avem populația o treime din cât au ei, suprafața de două ori mai mică, dar să știi că România, din punctul ăsta de vedere, fără să aibă niciun merit, evident, doar exploatarea ei de către giganții de telecomunicații este mai bună decât pe teritoriul Franței.
Da? Deci viteza medie de internet urban în momentul de față este superioară în România decât în cele mai multe țări din Europa Occidentală. În Anglia, de exemplu, viteza de internet, că am văzut un clasament, este lamentabilă. Da? Chiar și Londra, atenție, are o viteză medie de conexiune la net inferioară Bucureștiului. Londra, din ce am observat eu, este cea mai slabă capitală vest-europeană din punct de vedere al conexiunii ODB, cum îi spun francezii, adică de înaltă viteză. Da? Cea mai slabă este Londra. Uluitor. Când te gândești că, de fapt, acolo sunt cei mai mulți bani, evident, este, practic, capitala financiară europeană, dacă excludem Frankfurtul, care nu boxează chiar în aceeași categorie. Deci, iată un domeniu unde România este colosală. Iar la drepturile TV, noi nu suntem rău deloc. Păi, dar țările astea din jurul nostru o duc mult mai prost. Da? Nu sunt trei operatori de televiziune, până la urmă, accesibili publicului, da? Care să televizeze meciurile dintr-un campionat de nivelul ăstuia. Este uluitor, mă, băiatule. Și aș mai adăuga ceva. E problema ligii să stoarcă niște bani în plus, într-adevăr, și să creeze condiții, să se vadă diferența de la un sezon la altul. Dacă nu face nici asta, pentru ce vin banii ăștia? Absolut. Că ei n-au bani de motorină. Păi, bă, băiatule, dar în Bulgaria sau în Grecia, condițiile financiare sunt mai proaste decât la noi. De exemplu, sau în Macedonia, sau în Bosnia, sunt mai proaste ca în România. Și vreau să mai punctez o chestie, Radu. Până la urmă, vedem ce se întâmplă în fotbalul mare, în fotbalul care e de prim plan, da? Liga campionilor, campionatele mari din Europa și așa mai departe. Acolo totul este statistică, totul e cifră, da? Ronaldo a mai dărâmat un record, Real Madrid a mai câștigat un trofeu, Barcelona nu știu ce, cu tare sumă de transfer, totul se rezumă la cifre. De ce? Pentru că este o afacere. Dar nu poți să faci o afacere fără să ai un plan din care la fiecare etapă să-ți rezulte niște cifre, da? E, cum se întâmplă în fotbalul nostru? În fotbalul nostru cifrele astea nu au de unde să apară. Da? De ce? Pentru că nu este făcut un plan. Planul totul e ca într-o afacere de aia în care te bagi, dar mergi orbești așa înainte, lasă, mai faci o afacere cu statul, mai pui asfalt pe nu știu unde, mai și așa mai departe. Da? La noi trebuie mers exact pe același drum. Da? Totul făcut pe hârtie dinainte, niște cifre, niște praguri pe care trebuie să le atingem în anumite, cu anumite termene limită și la sfârșit să tragem linie și să vedem suntem aici sau nu suntem aici. Pentru că după ce poți să judeci o federație, după ce poți să judeci o ligă, dacă nu există niciun termen pe care trebuie să-l atingă. Da, bun. Cam asta ar fi cu Liga 1. O să mai revenim mâine după meciul din această seară de la ora 20 Timișoara Dinamo. Mai avem astăzi, da, ne vorbim un pic de fotbalul internațional, o partidă în Premier League. Cum ți s-a părut etapa engleză în acest weekend? Manchester City suverană, a distrus-o pe Tottenham, a revenit un pic la potențialul de dinainte. Manchester United a câștigat tot la un gol diferență, ne puteam aștepta la una dintre cele mai slabe echipe din Premier League. Victorie pentru Chelsea, victorie amărâtă. Liverpool, care după o serie de nereușite s-a răzbunat pe o echipă amărâtă. Urmează însă în Premier League, m-am uitat, Arsenal cu Liverpool. Atenție, vineri avem un meci care cântărește enorm între locul 4 și locul 5 în clasament. Se știe că aici e diferența de 60 de milioane de euro la sfârșitul sezonului între o participantă în Champions League directă, locul 4 se duce direct în Liga Campionilor, și locul 5 care abia prinde o amărâtă de Europa League. Sigur că nu suntem încă nici la jumătatea campionatului, se va marca practic jumătatea cu acest meci Arsenal-Liverpool, dar un meci între două echipe care au nevoie de puncte și speră să prindă acest loc 4, dacă nu chiar 3. Da, până la urmă e un pic ciudat ce se întâmplă în campionatul Angliei și, sincer, etapa asta a fost dezamăgitoare când am văzut-o pe City câștigând atât autoritar în fața lui Tottenham. Tottenham nici măcar nu a avut pretenții, Radu. Asta m-a deranjat pe mine, pentru că Tottenham a apărut o echipă dinainte învinsă. Și în condițiile astea, sincer, nu știu ce mai poate spera cineva de la campionatul curent, de la ediția curentă. Spune Wenger... Nu, pentru titlul nu s-a mai întâmplat în Anglia de mult așa ceva. Nu, dar să nu-i pui absolut nicio problemă. Singur egal în 18 meciuri. Da, da.
Ei au atins, au egalat-o pe Barcelona în momentul ăsta cu 17 victorii. Bayern are 20 de victorii consecutive, record în fotbalul mare. Dar, zice Arsene Wenger după etapa asta, în felul următor. Zice, dom'le, Guardiola la City are și petrol, are și idei. Noi avem doar idei. Îmi vine să râd când aud chestia asta, pentru că, să fim serioși, ce bani se folosesc la Arsenal, da? Ok, da. Nu te compar cu City.